e nevoie de suferință pentru a se obțină victorii ca cea de din această seară? Da. Nevoie de caracter, nevoie de suferință, cum foarte bine ai spus. Trebuie să conștientizezi ceea ce câștigi, ce poți câștiga, ceea ce poți pierde. Da, și să înțelegi că e un moment bun, Trebuie să, în cele 90-95 de minute, trebuie să arăți caracter. Să respecti tine ca jucător. De aici pleacă, în primul rând. Vreau să le mulțumesc jucătorilor pentru că pentru câteva ore m-au făcut să mă simt bine, să fiu mulțumit, fericit, dacă pot spune lucrul acesta. Să le mulțumesc fanilor noștri care în continuare crede în noi și ne susțin, ne-au ajutat foarte mult și astăzi. Da, putem spune că începem din ce în ce să arătăm mai bine jucătorii buni, care ne-au demonstrat că au valoare, calitate, încep să revină la forma lor bună. Chiar dacă încă nu 100%, zic eu, când vor juca 100%, vom arăta mult mai bine, vom controla mai mult jocul. A fost o presiune mare în această perioadă. Puține puncte acumulate și jocul ne-a nemulțumit pe toți, asta e adevăr. Dar echipa începe, nu vă spun iarăși din nou motivele, pentru că am mai discutat. Ce n-am avut ritm și efectiv am arătat nu bine. Acea, înainte de, hai să zic, meciul cu Sef și a fost de bine cu FCS, înainte acele meciuri destul de. Dar echipa crește, echipa, am spus, dacă jucătorii importanți ai noștri joacă 80-90% din valoarea lor și sunt la acest nivel în momentul de față, noi putem controla lucrurile. Chiar dacă în momentul de față fiind presiune mare, suntem mai echilibrați, nu mai ne deschidem atât de mult, mai disciplinați din punct de vedere tactic, nu mai vrem să riscăm nimic, pentru că am jucat tot timpul deschis, dar repede nu aveam o formă sportivă bună care să ne permite să controlăm jocul, să greșim puțin. Am greșit, toate echipele ne-au taxat, au plecat pe contratar și ne-au marcat. Acum suntem mult mai echilibrați. Cu emoții la faza unde a intervenit barul? Da, pentru că nu știi ce s-a întâmplat acolo. N-am știut pe moment, după urmă am înțeles că a fost faul la portar, la Ragocea. Se poate întâmpla, câteodată la o mică atingere, în contact, imediat se dă, altădată nu. Dar eu cred că s-a muncit pentru cele trei părți. Jucătorul merită tot respectul. E un paradox ăsta pe care l-are Universitatea, este la egalitate sau chiar are un bilanț pozitiv cu echipele din play-off, care sunt pe locuri de play-off. În schimb, suferă cu echipele mai mici. Cum se poate asta? Având în vedere că aveți chiar cu echipe mici în ultimele două etape. Pentru că, mai am spus-o chiar înainte, echipele mici, în general, se închid foarte bine, stau în apărare, iar noi, aminte și cu UTA, am pierdut jocul. La fel și cu Oțelul, toate golurile pe contratare. Avem mingea, avem posesia, am pierdut, ne-am desfăcut foarte mult, au plecat și ne-au înscris. Eu cred eu că pregătim total diferit sau jucătorii nu sunt capabili să se concentreze. Probabil că în astfel de momente nici nu am știut să gestionez bine. Că abordarea jocului în anumite momente. Când am pierdut, am venit și pe o perioadă bună, trei jocuri într-o săptămână, poate trebuie să gestionez și un pic diferit, abordare, poate mai retras, poate să mai schimb niște jucători. Sunt niște greșeli care se fac. Și din partea mea, din partea mea. Va fi mai greu cu Botoșani, domnule Savo? Da, e greu, pentru că și ei trebuie să acumuleze puncte. Suntem iarăși pe presiunea mare, suntem acolo. O victorie nu ne asigură o calificare în plus, dar e posibil prin știu, jocul rezultat să fie suficient de victorie. Deci, da. Să vedem cum vom gestiona, pentru că tot noi nu vom gestiona presiunea respectivă. La fel, să vedem și la mine, în momentul acesta, să vedem cum voi, ce jucător voi alege. În început, care să-l fac, să nu apară
pe domnul Hagi, vă întreb și pe dumneavoastră. Astăzi a avut loc avantpremiera filmului Generației de Aur. Va mai fi fotbalul românesc sau echipa națională subiect de film în viitor apropiat? Este posibil, dar depinde foarte mult de fiecare dintre noi. Pentru că am investit foarte puțin în partea umană, ce înseamnă educarea a celor tineri, implicarea noastră sportivă și umană. Nu putem spune că în perioada noastră erau condiționamente mult mai bune. Dar trăiam pentru așa ceva. Aveam multă pasiune, cei care antrenau copiii și juniorii erau foști mari fotbaliști, știau să facă selecție, știau cum să lucreze, ce să spună, observa imediat dacă ai perspectivă, nu ai perspectivă. Erau oameni foarte bine, foarte bine pregătiți. Iar pentru noi, de fapt, era tot. Aveam totul pentru ne puteam realiza profesional, nu, erau alte condiții. Și la nivel național erau foarte, foarte mulți care practicau acest sport. Este posibil, depinde de noi, cât vom investi în stadioane și în terenurile de joc, în bază sportivă, cred că acolo vorbim și în partea umană, între noi sau în jocurile de joc. Și trofeul Euro 2024 este în România, fizic este aproape de noi, în realitate e atât de aproape de România, de naționala României. Vedem. Ce ați discutat cu Gică? V-ați contrat pe faza penaltiului. El era foarte supărat, spunea că nici vorbă de faul la portar, că jucătorul a atins mingea și că a fost penalti. Da, nu pot să o contrazic pe Gică. N-am cum să fac. Dacă el a spus, pe bani. Așa a văzut, eu am spus că în ce am observat și eu că a fost faul. Dacă n-a fost, sigur, cei care au decis, nu vreau să amintim în următoare. Sunteți mulțumit de Roglic, care, dacă știu bine, a fost primul meci ca titular și cum vi se pare că v-au ieșit schimbările cu Pănoiu și cu Lucure? Am văzut că ați fost un pic supărat pe ei, poate au intrat un pic mai greu în meci. Da, am fost adevărat. Nu pot să spun altceva. Și vrut cele 15-23 de minute, dacă intre, efectiv să rupi jucător. Să nu stalești foarte mult, să nu pui multă pasiune, să te consideri parte din echipă, echipa are nevoie, oamenii care vin să uită la tine și sunt momentul în care te aplaudă și te încurajează, iar ei vor să vadă că ești capabil să dai absolut tot ce ai bun. Atunci când nu alergi suficient, nu ești implicat în punct de vedere fizic, nu corect. Să înțeleagă ce înseamnă să cât de important poți să fii ca un jucător în cele 5 și 10 minute. La toți trei v-ați referit sau doar la cei care au intrat pe pauză, pe o minute, Robuni și la titular? Nu, mă refeream la cei de la Pauză și la Kevin. Cine? Robuni. Care a intrat la titular prima dată? De mine. Prin jucător, poate face care da, pentru care are calitate și a intrat cu două ocazionari. Eu cred că nu e nimic, un jucător care sigur a venit, s-a antrenat, s-a accidentat din bagaje, n-am știut să folosesc, a trecut de așa o perioadă. Dar e un jucător care se vede clar, un jucător plenit, un jucător care a venit din nou, cum gândește pe jocul. Cred că îmi arăta și de când de vedere. Eu sunt mulțumit de asta, nu foarte mult. Și Daniel Cuva mai folosit când pasează? Câte valori are Popa? Așa. Ce poți să spun pe Pichea? Când ține acolo 3-4 fundași centrali și când începe să ia la doamne, e mai greu să-mi aprind. Acum știm că are acele momente când efectiv ratează, dar este acolo. Un băiat super extraordinar, implicat. Nu cum să nu fie și nu mulțumit sau să nu apreciez. Și a fi din o
jumătate de ocazie să dea gol, să scrie. Dacă era așa, nu era aici. Era probabil în Germania, în Italia. Mulțumesc. Mulțumesc.